Fostul președinte american Donald Trump a fost împușcat în timpul unui miting electoral în Pennsylvania. Trump a fost rănit la urechea dreaptă, acesta fiind evacuat de urgență de agenții serviciilor secrete. Atacatorul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump a acționat de unul singur, este prima concluzie a FBI care conduce investigațiile. Anchetatorii încearcă să înțeleagă motivele care l-au determinat pe tânărul de 20 de ani să recurgă la acest gest extrem. Cel care a tras în Donald Trump este un tânăr de 20 de ani din Pennsylvania. Conform registrului electoral al statului, el este republican. Dar rapoartele federale de finanțare a campaniilor arată că, de asemenea, tânărul a donat $15 unui comitet de acțiune politică progresistă pe 20 ianuarie 2021, ziua în care președintele Joe Biden a depus jurământul. Un participant la meeting a povestit că l-a văzut pe tânărul înarmat, târându-se pe o clădire din apropiere. El a anunțat imediat polițiștii. Îl vedeam că se târăște și următorul lucru pe care îl știu este că mă gândeam de ce mai vorbește Trump. De ce nu l-au dat jos de pe scenă? Am stat acolo arătând spre el timp de 2 sau 3 minute. Serviciile secrete se uitau la noi din vârful hambarului. Eu arătam spre acoperiș și stăteam acolo așa, și în clipa următoare s-au auzit 5 focuri de armă, spune un martor. O persoană din public aflată în spatele său a murit și alți doi au fost răniți grav. Potrivit serviciilor secrete, atacatorul care a tras focurile dintr-o poziție înaltă a fost împușcat mortal de lunetiștii serviciilor secrete. Este mai important ca oricând să fim uniți, a transmis duminică Donald Trump, după tentativa de asasinat împotriva sa în timpul unui meeting de campanie. Fostul lider de la Casa Albă a afirmat de asemenea că este nerăbdător să se adreseze marii noastre națiuni, de la Convenția Republicană de săptămâna viitoare de la Wisconsin, la sfârșitul căreia ar urma să fie nominalizat oficial drept candidat prezidențial al Partidului Republican. Relatează euronews.ro.